Bună ziua, dragi telespectatori, iată, întrerupem programul obișnuit pentru... Un moment mai inedit, spunem noi, un moment mai special, un moment cu care nu te întâlnești de multe ori în viață, momentul unic, o să-i spunem, da? Nu? Și acest moment unic, iată că mai nou poartă numele de... Ciprian Apostoae. Ciprian Apostoae. Ce faci, Ciprian? Bine te-am găsit, noroc. Și eu. Ce ai ajuns vedetă. Da, am ajuns vedetă și... Am mari emoții acum. De ce ai emoții? Nu ți-am zis că suntem așa, ca între prieteni aici. Așa am eu emoții. Da? Ești o da. Persoană emotivă? Da. Cum da. E să fii vedetă? E S-a schimbat ceva? E bine să fii vedetă. S-a schimbat ceva în viața ta? Da, te oprești lumea, cere autografii. Ai dat autografe? Da, prin centru. Prin Bravo. Centru? Uite, cât ai dat? Cui ai dat? La fete? La toată lumea, și la fete, la toată lumea. Da? Au apelat toate fetele la tine? Da. Uite, tot vorbeam, Ciprian, de fete, uite, ultima oară știu că tu-ți căutai așa o prietenă, nu? Da. Și ți-ai găsit? Da. Unde? O cheamă Oana. Oana. Și ce face Oana? Face bine acum? Da. Cum se împacă cu ideea că tu ești vedetă? Îi place? E pregătit așa să te împartă cu toată lumea care vrea câte o bucățică, așa mereu? Dar dacă vine altă fată mai frumoasă, uite de exemplu, altă fată mai frumoasă decât Oana și... Păi negociez dacă vine altă fată, că eu pe Oana nu vreau să o las. Nu? Vrei să negociezi? Da, cum? Da. Dar zine cum? Cum negociezi tu, de exemplu? Nu știu. Bine, Ciprian, uite, eu am aici niște clipuri. Da. Ți-am zis că, uite, sunt alte personalități, uite, alte vedete, așa, tocmai de la București, care te imită. Da. Ai văzut, știi despre asta, ai văzut? Da. Și-ți place, nu-ți place, îți displace? Îmi place, da. Dar de ce îți place? Pentru că îmi place. Îți place și atât. Uite, hai că eu îți pun primul clip. Da. Și să-l comentăm, să-mi spui și tu așa, ce părere ai. Hai, se tare, mergi. Așa. Ia să vedem. Nu vrea să merg. Ba da. Ați venit exact unde trebuie. Aici vă găsiți. Nu am imagine, partener. Mă rog. Ați venit amândoi să vă căutați o parteneră? Văd că sunteți doi. Uite că ieri practic era în anonimat și acum ești printre cele mai vizionate personalități din România pe YouTube. Cum e? E vreo diferență? S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nica. Ai rămas același Ciprian, nu? Da, rămas vesel, acela... glumesc. Da. Da? O să fiu mereu Ciprian. Foarte bine. Păi eu sunt acolo. Nu, te imită altcineva de la București. Te imită altcineva, dar vezi, te imită așa de bine. Da, uite, da. Pe noi nu ne imită nimeni. Ai vrea să te imite suprim? Aș vrea, dar de unde atâta bucurie? Uite, din păcate aici noi nu avem imagine. Nu știu ce s-a întâmplat cu YouTube-ul. Să fie, dar cum să fie? Blondă sau brunetă? Brunetă. Așa. Da. Prietena ta cum e? Frumoasă. E frumoasă? Dar descrie-o. Descrie-ne, cum arată Oana? Frumoasă. E frumoasă și atât, e o femeie frumoasă. Da. Ia spune-ne, Ciprian, tu câți ani ai? 31 de ani am. Mulți înainte. Asta. Și ți se pare că rangul ăsta de vedetă l-ai căpătat totuși târziu sau e acceptabil și acum? Te mulțumești? Mă mulțumesc că am un mare noroc de la Dumnezeu. Ai mare noroc, dar ai norocul scris în frunte, ești practic, o persoană, nu? Da. Credincioasă, să înțeleg. Da, te da. Te seara, îți faci așa, îți faci cruce. Bravo, Ciprian, da. Așa. La biserică mergi? Ia uite-te aici. Merg. Foarte merg. Bine, ia să vedem ce avem aici pentru tine. Asta e tot de la Mondeni? Da, tot de la Mondeni, dar face figure aici. Niște dificultăți tehnice cu care ne confruntăm mereu. Până rezolvăm problema, o să stăm de vorbă tot cu Ciprian, ușor, suprim, așa. Că hai spune-ne cum ai întâlnit-o pe Oana, nu? Că e aleasa inimii tale, dacă am putea am spune așa. Am întâlnit-o în prece, sta pe lângă un prieten, de-a mea cunoștință pe ea. Da? Și au fost dragoste la prima vedere sau... Între mine și Oana? Da. Păi spune-ne exact. Ai sunat-o după aia, ai luat numărul, ai avut curaj, îți sărea inima din piept, te-ai prostogolit. O fată Ioana ne-a făcut cunoștință, nu? O fată Ioana, va. Da. Și tu ce ai făcut după aia, după ce Ioana v-a făcut cunoștință? Nu prea am vrut-o la început, dar acum m-am îndrăgostit tare de ea. Dar de ce nu prea ai vrut-o?
Pentru că nu o cunoșteam bine. Da, deci n-a fost dragoste la prima vedere. Măi, a fost așa, da, o tatonare, nu? Da, și acum e dragoste la prima vedere. Măi, a, acum e dragoste la prima vedere. Măi, Ciprian, dar așa e, prima oară nu cunoști omul, după aia ajungi să-l cunoști, nu știu, știi că se zice că trebuie să mănânci un sac de sare ca să cunoști un om. Da. Și știi că trebuie să pun un pic de sare în mâncare. Și dai seama până mănânci un sac de sare cu Ana cât durează? Apropo, să facem mâncare? Nu. Nu? Eu nu stau la mine acasă și ea la ea acasă stă. Da? A, dar n-ai adus-o pe la tine? Nu. Dar de ce? Nu, nu am voie să o aduc la mine. De ce, mă? Nu. Nu, nu te lasă mama? Nu o aduc. A, nu aduci. Dar la ea ai fost? Da, mă duc la ea acasă. La ea? Da. Pe ea o lasă, să înțeleg. Da. Păi înseamnă că ai mâncat la ea și n-ai mâncat mâncare făcută de Oana. Nu, eu mă duc la ea în casă, dar nu o primește la mine în casă. Sunt niște chestii la urmă, da? Da, sunt niște chestii la mijloc, ce? Dar să știi că dragostea tot timpul va triumfa. Dragostea de adevărată. Dragostea, dacă e mare, știi să iubești. Da. Da. Ia spune-ne, Ciprian, tu ești un băiat simplu, nu ești, nu te-ai născut în puf, ca majoritatea cocalarilor de aici din România. Ce pasiune ai tu? Ce-ți place ție să faci cel mai mult? Pasiuni? Da, hobby-uri. Mie îmi place așa, să ascult muzică manierii. Așa. Și populară. Așa. Și pe acasă mă urmăm la filme. Și acasă te mai ești la filme? Da. Pe acasă. Pe acasă, da, am înțeles. Păi, nu știu, zi-ne un interpret de muzică populară. Care e interpretul tău favorit chiar? Sau de manieri, oricare. Manieri îmi place, cum îi zice? Nicolae Guță? Nu, Nicolae Guță. Este un personaj... Dar cântă-ne ceva ca să ne dăm seama. Îi pretunează-ne 2-3. Am foarte mare emoție, nu. Îți place Fernando de la Caran Sebeș? Care? Nu. Nu? Când mă oprește lumea, eu le spun că îmi place de asta, cum o cheamă, de Andreea Bănică, mie îmi place. Da? Uite, dacă avem și noi un coleg aici care îi place de Andreea Bănică. Este foarte frumoasă. Păi uite, uite Ciprian, acum tu că ai ajuns vedetă, eu zic că poate o să ai șanse, nu? Mergi la București. Da. Poate cucerești pe Andreea Bănică. Ce vei spune dacă te vei întâlni cu Andreea Bănică? Ce îi spui când o vezi? Exact. Eu sunt fanul tău. Eu sunt fanul tău și spui că o iubești pe Andreea Bănică, hai zi-ne sincer, nu, ca prieten. Nu, o iubesc, o... Adori. O ador. Da. O prețuiești, o... E pus acolo sus, pe un piedestal, nu? E ca un idol pentru tine, nu? Da. Ai poștere cu Andreea Bănică? Nu. Păi ia să-ți faci rost, măi, Ciprian, ce fel de fan ești tu, băi? Păi când sunt concerte, eu vreau să mă duc să iau autografie și da, nu și pot. Tu ești vedetă, nu o să mai mergi să-i ceri autografie. O să-ți ceară ea ție autograf. O să vorbiți ca de la egal la egal. Sau cel puțin asta sperăm. Da, nu speri asta? Da, dar în momentul ăla ce se va întâmpla cu Oana? Vezi, aici e dilema, aici e... Păi voi ține legătura cu ea. Cu Oana, prin telefon. Da. Și vei merge acasă la Andreea Bănică. Nu. Nu? Dar dacă te primește? Oana, tot cu Oana. Deci nu renunți la Oana nici pentru Andreea Bănică, nici pentru nicio femeie din lume, nu? Nu. Niciodată. O iubesc foarte mult. Uite. Acolo sunt eu. Da. Ai fost, uite, și acum sunt persoanele care te imită. Ala aici Iulian. Ești tu, da. La Iulian. Da. Iulian e prietenul tău, care a spus sunteți prieteni buni de mici? Da, acum nu mai vrea să fii prieten cu mine. Că ce? Că ai ajuns vedetă. Da, și eu. Da. El nu mai vrea. Și s-a supărat pe tine așa, Iulian? Păi ce fel de prieten ți-e el? Nu știu. Eu stau așa, liniștit. Da. Eu îmi văd de viața mea. Corect, nu trebuie să te agiți foarte tare, să știi, nu? Nu trebuie să mă agiți, trebuie să lupt în viață, că dacă nu lupți în viață, nu ești văzut bine. A, deci tu ești un luptător. Nu? Da, Ciprian. Bravo, Ciprian, pe bune. A dat-o așa din tot corazonul, dar și telespectatori. Și cum a fost viața ta până acum? A fost una liniștită sau una în care te-ai izbit de pereți? Nu, am fost băiat liniștit. Ai fost băiat liniștit? Da. N-ai avut treabă cu alcoolul, cu drogurile, cu nimic, dar da? Ce părere ai tu despre etnobotanicele astea? Ai încercat, ia zine. Nu vreau să aud de asta. Nu vrei? Eu vreau interzis. Vrei să le interzică? Așa consider. Păi uite, hai să ridicăm așa o mână sus ca să milităm împotriva plantelor etnobotanice aici cu Ciprian din Piatra Neamț. Zici tu, sunt Ciprian din Piatra Neamț. Sunt Ciprian din Piatra Neamț. Așa. Și spunem stop etnobotanicelor. Stop etnobotanicelor. Așa, lasă, că a ieșit ce a ieșit, nu mai contează. Uite. Vezi, uite, oamenii s-au mascat aici și au pus o căciulă asemănătoare cu a ta, îți dai seama? Da. Uite, pe mine nu știu, nu mă imită nimeni. Dar acum că ai ajuns în celebritate, că ai ajuns celebru, spune-ne, te rog, cum decurge o zi din viața lui Ciprian din Piatra Neamț? Că am vrea să știm cu toții. Cum?
Cum? Ce faci tu de la începutul zilei? Păi eu mă trezesc. Așa. Ies prin oraș. Dar stai, înainte să te trezești, ești așa în fundul gol. Nu mă îmbrac. Păi îi spune totul, pas cu pas. Mănânc, mă spăl, ies prin oraș. Așa. Și mă duc pe la Oana. Te duci pe la Oana? Da. Și atât. Și atât. Ai vreo mâncare preferată, Ciprian? Pizza! Pizza! Pizza, da. Pizza. Dar știi că și pizza e de mai multe feluri. Da, mai știu. Multe sortimente. E pizza! E pizza și atât să fie, nu? Pizza, da. Pizza! Sporturi, da. Faci, Ciprian? Îți place fotbalul, basketul sau să te uiți la ele măcar la televizor? Nu, sport nu. Nu-mi place sportul. Doar manelele, atâta, politica? Da? Politica? Politica, politicieni. Știrile la ProTV, azi mă uit. La știrile. Ia zi-mi, de emisiunea Fata de la miezul nopții ai auzit? Ai văzut? Nu-mi place că dacă văd pe cineva dezbrăcat, eu fug. De ce? Da? Dar e femeie, uite, de ce fug? Uite, vreau să te întreb, uite, doar cu acordul tău, nu știu, aș vrea să pot să spun o întrebare mai indiscretă, adică mai personală.